Musteața se rămâne? Nu. Ridicați capul. Așa sunt îngrijiți cei care trăiesc de ani buni pe străzi, rămași fără casă și fără familie, cei 60 de oameni au fost primiți la centrul de tranzit de la Baia Publică. În fiecare săptămână, aceștia sunt bărbieriți și tunși de către angajații Direcției de Asistență Socială Iași. Cele aproximativ 60 de persoane care vin zilnic la centrul de tranzit sunt îngrijite de angajații de la Direcția de Asistență Socială. Săptămânal, aceștia sunt tunși și le sunt tăiate unghiile. Mulțumim! Așa cum am spus, ne tunde, ne barberește, ne îmbracă, ne schimbă cu haine, ne dă de la ajutoare, de la dumnealor, un ceai cald dimineața și cu o felie de pâine cu unt, contează foarte tare. Seara o mâncare caldă, o baie facem, căldură înăuntru, este schimbat patul la două zile, lenjeria pe pat, curățenie. Înseamnă un om de mult. Nu am cuvinte ca să mă exprim. Sunt oameni de treabă. E curat, e cald. Am avut serviciu, am lucrat, am avut un apartament închiriat. De când cu boala asta, nu mai e. Cei fără adăpost sunt primiți cu drag în centru, unde au toate condițiile pentru a uita de frigul de afară și pentru a nu simți foamea. Înseamnă extraordinar de mult. Având în vedere că afară e sub zero de acum, condițiile sunt foarte bune. Ce să zic, mic dejun, cină, tot ce trebuie, curățenie, nu mai spunem, da. Mulțumim celor care se ocupă cu toată activitatea și noi ajutăm care mai suntem în stare. Da. Noi înseamnă mult, foarte mult, enorm de mult. Am dormit afară, am dormit în frig, am dormit foarte, în condiții neomenești. Centrul de tranzit este aproape plin. De mult la casa unui stăteam pe Brădietului la Ploi și m-a adus un medic veterinar aici. Centrul de tranzit de la Baia Publică va rămâne deschis până anul viitor, când vremea se va încălzi.